Salutare! Eu sunt Veronica de la Comcrafty. Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi sunt aici cu un nou tutorial pentru o pagină de album făcută după o schiță, aceasta din imagine, dar în același timp făcută din resturi. Resturile sunt acestea din dreapta pe care vi le arăt acum și mi-au rămas în urma creării unui album set de birou ambivalent, care este acesta. Acesta l-am creat pentru un bărbat și poate fi folosit atât în mod modern pentru a adăposti acolo un e-book reader, telefoane și alte gadgeturi. Are și o mini-agendă și loc de pix, după cum vedeți, dar în același timp poate fi, sau alternativ de fapt, poate fi folosit și pentru a adăposti plicuri și orice fel de stationery de birou. De aceea se numește ambivalent. Bun, deci, pentru această coală de pagină de album, voi reveni la o pagină anterioară și voi lucra pe formatul 20.5 x 21.5, cum este această pagină, creată tot din resturi, dar de la albumul Dear Diary, dacă mai țineți minte, acesta din imagine, restul cu care am creat și două felicitări foarte, foarte frumoase, o să vi le arăt la final pe toate. Bun, revenind la schița noastră, iată, deci cea mai dificilă parte a paginii sunt aceste dreptunghiuri și pătrate suprapuse, care formează jumătate din conturul paginii și pentru ele am tăiat la rândul meu niște dreptunghiuri și pătrate. Pentru această pagină eu le-am tăiat la următoarele dimensiuni. Am tăiat două tipuri de pătrate, unele de 2x2 cm și celelalte de 3x3 cm. Le vedeți, acelea mai mari, închise la culoare. Iar dreptunghiurile au 2x3 cm. Le-am aranjat atât cât să-mi dau seama că îmi place așa modul acesta de aranjare, iar acum trec la lipirea lor cu lipici școlar. Nu am folosit bandă dublu adezivă pentru că, așa cum se vede, între ele există pauze, locuri goale unde se vede cartonul. Prin urmare, dacă aș fi folosit bandă dublu adezivă, ea s-ar fi văzut. Iar faptul că ele nu sunt perfect conectate, mie mi se pare că asta îi dă farmec întregului contur. N-ar fi fost la fel de frumos dacă erau interconectate așa încât să acopere absolut toată suprafața cartonului. Am încercat să le alternez așa încât culorile să fie alternate închis cu deschis, cu neutru. La fel și dimensiunile, un pătrat mare cu un pătrat mic cu un dreptunghi, așa încât să fie totul cât mai armonios. Aceasta este partea cea mai complicată, așa cum ziceam, a întregii pagini. După cum știți, în general, paginile mici de formatul acesta de 20x20, și știu că pagina asta are 20.5 x 21.5, dar asta este din cauza formatului caietului mecanic. Însă știți că unul din formatele clasice de pagini, scrapbooking, este de 20x20 cm. Bun. Deci, cum spuneam, acest format de pagini de 20x20 cm este foarte, foarte ușor de pus la punct, așa încât veți vedea că se lucrează foarte repede și obțineți într-un timp foarte scurt un rezultat foarte frumos, mai ales dacă aveți o schiță de la care să porniți. Schiță care, așa cum știm, nu trebuie urmată 100% motamo, ca să zic așa, în propriu spus, ci decât pentru a vă da un start. Eu întotdeauna le adaptez și întotdeauna reușesc să nu le respect 100% și nu pentru că îmi propun, ci pentru că normal intervine spiritul creator.
Aceasta este pagina pe versul căreia creăm. Dacă vă amintiți, era o pagină de băiat și, ia uitați, întâmplarea face ca pe versul să fie o pagină masculină, de mai bărbătească. În stil grunge, cred eu. Bun, iată că am terminat ce era mai dificil pe pagina asta. Ia să vedem ce ne spune pagina, schița acum, scuze. Deci, avem nevoie de o fotografie și deci un panou pentru o fotografie. Poza din schiță este pătrată, însă, cum la noi nu se folosesc poze de Polaroid prea mult, acelea sunt pozele pătrate, am adaptat, așa cum spuneam, și am făcut în așa fel încât panoul să poată adăposti o poză de 9x13. Deci am tăiat un dreptunghi de 9 jumate pe 13 jumate, pe care acum îl rotunjesc la colțuri ca să arate puțin mai frumos, nu știu de ce. Mie mi se pare că se potrivește în contextul acesta un panou rotunjit la colțuri. Și pe care îl voi lipi apoi pe pagină. O să vedeți că mult nu ne mai rămâne. Spațiul nu mai permite prea multe artificii după aceea. Dar, iată, se văd acolo și decorațiunile pe care le voi folosi pe această pagină. Decorațiuni pe care le-am decupat din coala de decorațiuni aferentă colecției. Sunt un geamantan, acel felinar și robinetul pe care îl vedeți la stânga. În poziționarea panoului pentru poză, pe care îl voi lipi pe pagină cu bandă dublu adezivă, ați văzut, am pus bandă dublu adezivă decât pe laturile scurte ale panoului. Deci, atunci când o să îl poziționez pe pagină, o să încerc să mă înscriu în niște limite date de robinet, pe care știu că vreau sigur să-l pun la dreapta, cât mai la dreapta paginii, așa că o să-l poziționez acolo doar ca reper. Și privind latura de jos, o să pun acolo geamantanul, care știu că vreau să fie tot în partea din dreapta jos, dar așa încât să mă asigur că nu îl pun acolo, așa încât să mă asigur că nu depășesc și că nu intru în zona lui. Bun, acum am lipit panoul de poză pe pagină și o să trec la lipirea decorațiunilor. O să folosesc de data aceasta pernuțe 3D pentru geamantan, pentru că vreau să iasă în evidență și în plus pe el vreau să pun felinarul și pentru că felinarul voi vrea să fie oarecum dispus în spatele geamantanului sau să pară că e puțin mai în spate, o să folosesc pernuțe pentru geamantan. Pentru felinar, în schimb, ca să pară cu adevărat că este mai în spate, nu o să pun decât bandă dublu adezivă și o să-l poziționez cumva chiar peste poză, sau mă rog, cât mai aproape de poză, să nu intru în spațiul pozei. Al panoului mai exact, peste care va veni poza. Iar pentru robinet, din nou, voi folosi pernuțe pentru a da impresia că este în aer, așa cum de obicei sunt robineții, cam toți sunt în aer, niciunul nu este fixat pe o suprafață anume, de obicei. Bun, aceasta este pagina noastră, este aproape gata. Mai am loc pentru titlul pe care îl voi pune în stânga geamantanului. A, da, nu sunt complet 100% gata. Mai am, ia uitați, această linie întreruptă care trebuia să unească toate acele mici bucăți de carton pe care eu am reușit să o creez cu această washi tape. Este o bandă adezivă decorativă, foarte la modă. O am de ceva timp, este cu motiv de Crăciun. Și este foarte delicată, este pe fond alb cu steluțe aurii. Și mie mi se pare că s-a potrivit foarte, foarte bine în acest context, în acest cadru. Și chiar îmi place cum arată pagina aceasta. Mai am de adăugat titlul, într-adevăr. Încă nu știu ce titlu o să-i pun, pentru că nu știu ce poză o să pun aici. Însă mai am timp să decid asta.
Dar acum, ia uitați, o așez în album alături de cealaltă pagină și mă bucur tare mult că am reușit să folosesc versourile acestor două pagini. În felul acesta, din nou, am creat oarecum din resturi. Bun. Aceasta este pagina anterioară, creată din resturile rămase de la albumul Dear Diary, împreună cu acele două felicitări de care vă spuneam, una în stil Art Deco și alta shabby chic, foarte, foarte frumoase amândouă. Acolo o să pun titlul pe pagina aceasta masculină. Iată și felicitările de care vă vorbeam. Sper foarte mult să vă placă ceea ce am creat din resturi. Sper să vă placă ceea ce găsiți pe canalul YouTube, canalul de YouTube al Comcrafty. Și dacă vă place, nu ezitați să vă abonați la canal ca să fiți mereu la curent cu ceea ce postez nou. Nu ezitați să dați un like, un comentariu sau un share. Iar dacă aveți idei de ceea ce ați vrea să vedeți pe canal, lăsați-mi un comentariu sau trimiteți-mi un mail. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă aștept curând pentru noi proiecte. Mulțumesc! Pa, pa!